Bună seara, urmăriți politica cu Natalia Morari. În sfârșit a fost anunțat numele candidatului la funcție de guvernator al Băncii Naționale a Moldovei, care urmează să fie votat de către Parlamentul Republicii Moldova. Acesta este Sergiu Cioclea, care timp de mai mulți ani a fost membru al Comitetului Executiv al Băncii Internaționale, BNP Paribas. Care sunt șansele să avem, în sfârșit, o bancă națională independentă? Despre aceasta vorbim în prima parte a emisiunii, după care discutăm despre situația financiară de pe piață și despre activizarea bruscă a băncii naționale de astăzi. Eu mă refer la ceea ce s-a întâmplat la Moldova Grain Bank și la Moldincom Bank. Despre asta vorbim după prima pauză, inclusiv cu Vadim Brânzan, absolvent al Harvard Business School. Eu îi salut în studio pe Dumitru Ursu, președintele Ligii Bancherilor din Moldova. Bună seara, domnule Ursu, bine ați venit. Și Vyacheslav Negruță, ex-ministru al finanțelor. Domnule Negruță, bună seara, bine ați venit. Pentru ce început să urmărim reportajul despre concursul de astăzi. Vă rog. Astăzi a fost ultima etapă a concursului pentru selectarea unui candidat pentru funcția de guvernator al Băncii Naționale. În cele două zile au fost audiați 9 pretendenți la șefia BNM. După etapa de examinare a dosarelor și cea a interviurilor, cel mai mare punctaj l-a acumulat Sergiu Cioclea. Primul candidat a acumulat 903 puncte și s-a remarcat prin viziuni foarte clare, ceea ce înseamnă experiența în domeniul financiar-bancar, viziuni de dezvoltare a sistemului bancar. Sergiu Cioclea are 42 de ani și a început cariera în calitate de economist în Departamentul Cercetării Economice de la Banca Paribas din Franța, unde de altfel a activat 17 ani. Este expert în fuziuni și achiziții, reorganizări, gestionarea și administrarea activelor, capital de risc, cercetări economice și piețe de capital. Am fost îndurerat să văd cât de complicată este situația și monetară și socială și politică. Și în acest moment, desigur că mi-am pus întrebarea ce aș putea face. Banca trebuie să aibă o legitimitate și o continuitate. Și în acest sens, orice guvernator trebuie în primul rând să continue măsurile care s-au făcut, înțelegând pe parcurs ce nu a mers, unde trebuie să fie îmbunătățită situația. Candidatul selectat de comisie a fost întrebat și despre situația cu miliardul furat din sistemul bancar. Sunt sceptic față de capacitatea de a recupera toți banii și cu cât timpul trece, cu atât mai greu. Sunt ca picături de apă într-un ocean financiar. Cum a spus comisie, este important ancheta să se focalizeze nu pe să spunem, de unde a plecat banii și de unde au plecat. Ieri comisia a audiat online 4 candidați, iar astăzi 5. Astăzi am spus-o cu certitudine. Se pune problema supraviețuirii statului ca atare. Și asta pornește în primul rând la economie. Relansăm, în primul rând, redresăm. Ulterior, relansăm economia, clar cu pârghii, atât fiscale cât și monetare. Orice sistem financiar bancar se bazează pe principiile de încredere reciprocă. Și încrederea poate să apară doar atunci când există o comunicare deschisă, comunicare transparentă dintre toți participanții pieței financiare. Reamintim că la 15 februarie, legislativul a anunțat un nou concurs pentru selectarea unui candidat la șefia BNM. Asta după ce anterior Comisia Parlamentară Specială nu a reușit să aleagă un pretendent. Funcția de guvernator al BNM a rămas vacantă din septembrie anul trecut, când Dorin Drăguțanu și-a anunțat demisia invocând motive politice. Domnilor, ieri l-am ascultat foarte atent pe Ștefan Creandă, președintele Comisiei de Selectare, care a spus: toți candidații au reușit să-și arate viziunea asupra sistemului bancar și planurile lor, ideile despre politicile macro și microeconomice, s-a discutat și apartenența politică. Cu siguranță am avut răspunsuri pe măsură. Fiecare candidat a avut câte 15 minute. Le s-a pus câte 20 de întrebări, reiese că mai puțin de un minut pentru fiecare răspuns. E posibil în 15 minute să fie creată o viziune clară despre ce crede omul despre sistemul bancar, despre cei ce urmează să facă în această funcție, despre ce trebuie, cum trebuie de redresat politica financiar-bancară din țară? Eu, sincer, cred că 15 minute este prea puțin pentru o funcție atât de mare. E posibil ca membrii comisiei să-și creeze o impresie adecuată, domnule Negruță?
Bine, noi cu domnul Negros am fost participanți la primul concurs organizat în luna noiembrie, dacă vă amintiți. Da, am uitat să anunț acest lucru de la început. Doi foști candidați la funcție de guvernator al BNM. Extraordinar și o să fie și a treilea candidat la dumneavoastră în studio mai târziu. Astăzi numai cu foștii candidați discutăm. Este foarte complicat de a-ți expune gândurile în 30 de minute, 15 minute de prezentare și 15 de răspuns la întrebările. 20 de întrebări este enorm. În opinia noastră este foarte insuficient timp. Dar până la urmă acest proces, concurs, proces este un proces democratic, chiar dacă nu este prevăzut în lege, am vorbit și data trecută la acest subiect, este un lucru normal. Am studiat și eu lista pretendenților la acest concurs, la guvernatorul Băncii Naționale. Sunt nume cu CV-uri destul de interesante, cu experiență bancară vastă în unele bănci cu renume din Europa și probabil au și o experiență de viață, de decizii, de management mult mai interesantă decât unii care au fost la concursul trecut. În afară de aceasta, vreau să menționez încă un moment important. A fost foarte bine mediatizat acest concurs, au luat parte, deci, oameni care probabil nu înțeleg de ce la primul concurs aș fi dorit și eu să fiu alături de ei, să concurez alături de ei, să vedem viziunile respective, cu cine deosebim noi, care am activat în Republica Moldova. Da, apropo, de ce n-ați încercat să candidați și de data aceasta? Au candidat alții din prima cohortă, este și un pretendent care a fost în primul concurs, dacă vă amintiți, o să știți atent lista. Noi am dat voie să se manifeste și altcineva. Și vreau să menționez acest moment, deci calitatea CV-urilor la mulți pretendenți au fost destul de interesante și convingătoare. A doua decizie a povestei, totuși, până la urmă, îi aparține. Opinia mea rămâne că ar fi fost foarte bine dacă facem și pasul 2, conform recomandărilor Consiliului Europei, inclusiv de a avea un proces decizional de selectare a candidatelor în care o să fie un proces apolitic. Nu uităm momentul acesta, apolitic, deci transparent. Deci nu membrii comisiilor parlamentare, apolitic, să transparent și credibil. Să aleagă. Și iată acum trebuie să facem noi însăși concluzie sau presupunerile dacă acest concurs a fost apolitic, dacă a fost credibil, dacă a fost transparent. Nu, cu transparență, într-o măsură oricare este, credibilitatea se referă probabil la integritatea și competența a numărul a membrilor comisiei care au luat parte astăzi la selecția guvernatorului, iar a politic, ceea ce e foarte, și eu am întrebare la acest, ce înseamnă politic, membrii Parlamentului, deputați din Parlament sau în general în afara politicului, cum în cazul acesta sunt unii membri ai comisiei. Până la urmă, acest concurs a propulsat și o persoană care va fi înaintată după aceea președintului Parlamentului, care urmează să fie discutată. Ce părere aveți despre candidatul? Nu îl cunosc absolut, nu pot să am nicio părere, pentru că nu-l cunosc absolut deloc. Vom vedea atunci când va apărea în fața deputaților, vor fi mult mai multe întrebări, probabil nu 15 minute, dar pot să fie și ori întregi. Să sperăm. Atunci vom vedea viziunile dumnealui și cum el înțelege de a restabili credibilitatea, transparența și multe alte lucruri în sectorul bancar, deoarece este probabil punctul cheie astăzi în economia Republicii Moldova, anumit transparența și credibilitatea sectorului bancar. Despre aceasta vorbim pe parcursul emisiunii, domnule Negruță. E posibil în 15 minute să fie creată o imagine clară despre candidat? Depinde. Nu zic că nu este candidat bun. Apropo, am auzit opiniile mai multor experți că, într-adevăr, au fost doi cei mai puternici candidați, domnul Ciocle și domnul Munteanu. Nu știu dacă sunteți de acord. Depinde. Probabil că ar fi suficient timp în cazul în care dosarele au fost examinate anterior de fiecare membru a comisiei și, respectiv, întrebările au ținut mai mult de precizări și concretizări. Dacă într-adevăr membrii comisiei sunt în temă și înțeleg de fapt ce înseamnă sectorul financiar și economia în genere. Este adevărat că nu aș face o paralelă între acea încercare din toamnă și cea de acum, pentru că sunt două lucruri diferite. Atunci clar a fost o intenție de a zădărnici demisia guvernatorului Drăguțanu din funcția pe care o are și s-a văzut foarte clar, inclusiv prin lucruri foarte elementare, de exemplu în care sediul atunci s-au petrecut interviurile și cum presa a avut acces la fiecare participant pe coridor fără lumină și de parcă am venit nu la funcția de guvernator să candidăm, ci în alte lucruri. Și acum vedem o altă abordare. Ce ține de acele trei condiții cerute de Consiliul Uniunii Europene, și aici vreau un pic să precizez, proces non-politizat, transparent și unul credibil. Din start, această tentativă de a identifica un candidat de acum, din primăvară, nu este una credibilă, din simplu motiv că din start nu s-a cunoscut cei cu comisia,
cine sunt membrii comisiei, dacă e vorba de cea care a fost sau e vorba de alți oameni care vor examina. Până la urmă, noi am văzut din cei nouă multă lume cu studii suficient de serioase și respectiv nu știu dacă cineva din comisia actuală sau cel puțin majoritatea, dacă ar fi avut măcar dreptul moral să intervieveze această lume care are în spate o carieră, un CV, studii pe măsură. Din punctul ăsta de vedere, mai este și un alt aspect al credibilității. Nu au fost cunoscute criteriile de evaluare. Noi am auzit despre punctaj, dar noi toți cunoaștem că după ce au primit dosarele celor 9 pretendenți, abia vineri seara a fost elaborat un așa numit regulament în care a fost stabilit un anumit punctaj și alte lucruri. Respectiv, membrii comisiei și aici, cunoscând deja profilul fiecărui după candidat... După ce au fost depuse dosarele. Exact. Cunoscând profilul, puteau să adapteze și punctajul și criteriile de punctaj. Să ne aducem aminte că în toamnă, la propunerea societății civile de a avea un astfel de regulament cu punctaj, membrii comisiei pe principii politice au refuzat categoric să pună un punctaj. Din punctul ăsta de vedere, sigur că nu poți să faci o comparație ce a fost, ce este acum. Important este că suntem foarte aproape de finalitatea acestui spectacol. Până la urmă este un spectacol. Dar identificarea unei persoane putea fi făcută și fără prea multe spectacole de gen concurs, interviuri televizate, apariții publice și ținerea în suspans a publicului, că iată mâine, iată peste 10 zile, iată... A fost un adevărat show. Da, e un fel de reality show care, da, a ținut în captivitate sau cu atenție maximă publicul, urmează mai cât departe să identificăm... Se creează impresia că odată cu numirea acestui guvernator, lucrurile se vor schimba dramatic. Acum vom fi în alt spectacol cu identificarea noului procuror și așa mai departe. Dar ce vreau să spun, credibilitatea a fost știrbită din start, pentru că multe lucruri nu au fost clare. Doi, transparența a fost una convențională, pentru că până la urmă, știți, transparența este un proces mult mai larg. Non-politizat, cum a spus și domnul Ursu, sigur, când evaluatorul este cu apartenență politică, credibilitatea... Deci membrii partidelor n-ar trebui să facă parte din această comisie de selectare, potrivit dumneavoastră. Ar fi corect? Ar fi corect să fie oameni profesioniști, independenți, care să propună președintelui Parlamentului, iar ulterior, prin votul politic a Parlamentului, guvernatorul respectiv să obțină suportul necesar, susținerea necesară pentru exercitarea unui mandat independent, așa cum scrie legea, în Banca Națională și să readuc în cele din urmă independența în Banca Națională. Deci e bine că au venit mulți, este adevărat. Sunt CV-uri pline cu o carieră frumoasă, cu studii bogate. Potrivit dumneavoastră, cine au fost cei mai puternici candidați? V-am zis de mai multe ori că nu mi-asum riscul și această împuternicire de a evalua oameni care eu nu am competențele necesare pentru a evalua acești oameni. Slav, noi nu am fost prezenți la concurs, nu știm ce întrebări, ce răspunsuri au fost ca să faci exact. Doar o diferență, ca să finalizez aici, în încercarea din toamnă, candidatul a avut cam jumate de oră pentru interviu. Și acum, dacă spuneți că au fost doar 15 aici, minute... Bine, asta eu am văzut din presă, am citit din mai multe surse media, dar iată că George Sagin, consilierul lui Adrian Candu, președinte al Parlamentului, mă corectează. Spune că au avut câte 15 minute să prezinte informații despre ei. În general, a fost câte o oră per candidat. De regulă, candidatul prezenta câte 20-30 de minute despre ei, deci, și după care răspundeau la întrebări. Bine, e o replică bună. Înseamnă că a fost totuși mai mult timp pentru membrii comisiei. Altceva mă interesează. Bine, nu sunt bancher, nu sunt expert financiar. Mi s-a spus de la mai multe posturi TV, inclusiv din acest studio, cât de important să avem un guvernator independent. Dar iată că astăzi am vorbit cu mai mulți experți din acest sistem care mi-au spus: Natalia, odată cu o numire doar guvernatorului, problema nu se rezolvă, pentru că deciziile în BNM se iau de către Consiliu, format de 5 persoane. Acum două poziții sunt vacante. Deci este extrem de important cine va fi numit pe lângă guvernatorul BNM în funcție de viceguvernator. Acum vă întreb, haideți să ne imaginăm o situație
ideală când toți sunt independenți și o situație probabil mai realistă când doar guvernatorul va fi independent. Să admitem că domnul Ciocle va ajunge să fie numit, dar nu va avea posibilitatea de a-i numi pe ceilalți doi. Asta cumva ar influența mersul lucrurilor în sistemul bancar, domnule Ursu? Natalia, noi am vorbit și anterior despre restabilirea capacității deplinii funcționale Băncii Naționale, mă refer la organele de conducere, asta e Consiliul de Supraveghere și Comitetul Executiv. Într-adevăr, în cadrul Comitetului Executiv sunt astăzi trei vacanțe, guvernator prin vice și unul din viceguvernator, iar cu numirea... În Comitetul de Supraveghere, din câte cunosc, 5 din 7 sunt vacanțe. 4 din 7 vacanțe. Din 7. Aici sunt trei vacanțe, dacă va fi numit guvernatorul, deci dumnealui revine dreptul de a propune doi membre Consiliului Comitetului Executiv. Deci prin vice și viceguvernator. Este foarte important ca guvernatorul să îi se permită să aibă dreptul de a... Dar ce înseamnă să îi se permită? Cine trebuie deci să îi permită acest lucru? El trebuie să vină cu această propunere, care într-adevăr trebuie să fie o propunere foarte bine chipzuit, probabil consultată. Eu nu numai decât impun societate civilă, ar fi un lucru absolut firesc, probabil, să ne mentim încă de un moment important este că a fost și unele opinii a societății civile în care această comisie de selectare a candidatului la funcția de guvernator al Băncii Naționale să fie formată din experți internaționali, dacă vă amintiți, Forumul Civic și multe alte lucruri, probabil un lucru foarte bun, pentru că dacă se dorea până la urmă să fie un concurs deschis, transparent și credibil, se putea aceasta de organizat, cu atât mai mult că în cadrul asistenței tehnice, dacă se dorea, în cadrul asistenței tehnice pe care este oferită, astăzi Băncii Naționale a Moldovei de către Banca Națională a României și Banca Olandei, sunt experți la Chișinău și dacă se adresa, eu cred că pe linie inclusiv și parlamentară, acești oameni erau pe loc care în orice moment puteau să acorde astfel de asistență în selectarea unui guvernator. Într-adevăr, atunci nu erau niciun fel de întrebări și fără răspuns de calitatea comisiei de selectare. Cu atât mai mult că au fost cereri să fie o comisie internațională din reprezentanții băncilor centrale, jurată internațională în momentul acesta, deci se putea face. Probabil că acum când vorbim despre independența guvernatorului, noi nu știm ce discuții au fost cu guvernatorul. Probabil vor fi, după domnului este selectat astăzi, să încercăm să modelăm situația cât de la astăzi e punctul zero. Vor fi discuții clar cu președintele Parlamentului. Dar potrivit legii, în general, guvernatorul BNM propune exact, conform legii, deci este dreptul guvernatorului de a propune membri în cadrul Comitetului Executiv, deci dreptul lui de a propune doi vici în cazul acesta. Probabil că trebuie să o facă destul de rapid pentru a restabili, din nou vorbind de capacitatea funcțională totală a Băncii Naționale și să nu uităm că unul din membru al Comitetului Executiv prin viceguvernatorul Băncii Naționale este și membru al Consiliului de Supraveghere, deci va fi completată și o vacanță în cadrul acestui Consiliu de Supraveghere. Deci importanța este deosebită. Când vorbesc de dreptul guvernatorului, noi înțelegem, suntem într-o societate de transformare democratică și multe alte lucruri, cunoaștem foarte multe lucruri care se întâmplă în alte domenii și numire în funcție. Dreptul lui este, într-adevăr, el trebuie să vină să propună Parlamentului. Consultații trebuie să fie cu comisia de profil, cum este scris în lege, comisia de profil, consultații și dacă nu întâlnesc toate cerințele conform legii stabilite, legii cu la Banca Națională, staj bancar, 10 ani, integritate, profesionalism, multe alte lucruri, deci vine în cadrul ședinței Parlamentului și este aprobat. Și este probabil o altă situație când vor încerca de obicei la numirea guvernatorului, este absolut normal acest proces, că el se va întâlni nu numai cu comisiile parlamentare, dar și cu fracțiunile parlamentare, probabil vor fi discuții și este foarte important ca fracțiunile parlamentare să nu insiste de a-și delega reprezentanții lor în acest Consiliu, că atunci deja vorbim nu despre un comitet executiv independent, dar de format pe criterii politice, ceea ce nu mi-aș dori niciodată, dar tot ce e posibil. Eu corect înțeleg că în cazul în care următorul guvernator al BNM să fie acest Sergiu Ciocle, nu va avea mâini dezlegate de a-i numi pe viceguvernatori, lucrurile nu se vor schimba radical. Nu, Natalia, ce depinde din nou? Ce înseamnă nu va avea mâini libere? În primul rând este de dreptul lui. Independență de cum și va apăra el acest drept. Deci poate să se impună, drept, dacă dorește. Poate să se impună, pentru că altfel, da, eu înțeleg, prin numirea lui deja este un quorum în Comitetul Executiv, sunt trei persoane, dar ca să fie competență de plină, ca să fie atribuțiile, că sunt foarte multe responsabilități, cu atât mai mult că impune și organismele financiare internaționale, partenerii externi de dezvoltare, de a avea calitate în procesul de gestionare corectă a Băncii Naționale, eu cred că este dreptul lui de a-și impune acești candidați pe criteriul de profesionalism și multe alte lucruri. Până la urmă, va avea prima încercare a credibilității și a guvernatorului. Prin numirile respective, dacă vor fi numiri profesioniste foarte bine, atunci el va capăta un plus
o plus valoare chiar la începutul carierei sale. Și în momentul 2, sigur că aici deja Parlamentul trebuie într-adevăr să inițieze rapid consultările privind denumirea membrilor Consiliului de Supraveghere, că sunt 4 oameni care 4 vacanțe, dar să nu uităm că acest Consiliu este un organ destul de important. El trebuie să aprobe raportul Băncea Națională, care după aceea trebuie să fie prezentat Parlamentului până la 30 martie și multe alte lucruri. Sunt multe lucruri care țin de urgență. Acest Consiliu se ocupă de cele 3 bănci exact, care sunt acum sub supraveghere sau nu? Nu e chestia Consiliului de Supraveghere, este Comitetul Executiv, dar politicile interne, raportul respectiv de activitate, inclusiv stabilirea, chiar și salariul executivului băncii, este de dreptul acestui Consiliu de Supraveghere. Sunt multe lucruri care trebuie scurgentate pentru a fi în termeni stabiliți de lege implementate. Cât de mari sunt șansele că vom avea un BNM independent în sfârșit? Totul depinde de guvernator. În primul rând, guvernatorul, hai să zicem așa, candidatul, a fost identificat. Urmează un procedeu deloc ușor de a obține votul. Să admitem că majoritatea constituită va acorda această susținere politică guvernatorului. Pasul 2, și de fapt e primul test pentru noul guvernator, va fi prima decizie care va ține de nominalizarea acestor doi viceguvernatori. Azi, în Comitetul Băncii Naționale, executiv, există deja 2 vice care au fost repartizați pe criterii politice. Dacă mai apar alți 2 repartizați pe criterii politice, respectiv guvernatorul poate să ajungă într-o situație să fie ostaticul unui comitet executiv politic, care va lua decizii prin vot, iar guvernatorul nu va fi de acord cu decizia comitetului. Ar putea să fie o situație paradoxală, într-un fel. Chiar dacă guvernatorul e prima persoană care reprezintă instituția, deciziile vor fi luate altfel decât anumite centre politice cu ghidaj politic, și atunci mă tem că vom avea o paralizie sau, să zic așa, sau un guvernator independent într-un fel, într-o instituție non-independentă. Deci riscul, și atunci ce se va schimba? Riscul există, dar mult depinde de insistența guvernatorului de a se impune din start și de a clarifica lucrurile. Este legea care oferă independența instituțională Băncii Naționale și respectiv independența oamenilor în acest comitet executiv trebuie să fie din start pus în capul mesei. Altfel, ne așteaptă continuitate și într-un fel, un fel de stabilitate preluată de la ceea ce am avut până acum. Să admitem situația că necondiționat Parlamentul, acea majoritate, va oferi vot de susținere și celorlalți 2 candidați pentru funcția de vice, propuși de către guvernator. Iată, în cazul dat, cel puțin noi am avea o proporție de 3-2, Stați un clip, eu ca să înțeleg, dar guvernatorul când va veni în Parlament să primească votul parlamentarilor, vine deodată cu cei 2 viceguvernatori? Nu. Mai întâi trebuie să fie numit, după care, numit, da, după să care aibă mandat pe cei de plin ca și guvernator, după care prezint hotărâre publicată în Monitorul Oficial, deci nu e posibil în aceeași zi. Exact. Dar nu exclud că aranjamentele respective ar putea să fie deja discutate, că peste o săptămână trebuie să apară cu 2 candidați. Dar în situația în care guvernatorul va avea liber și spațiu să propună, să-și creeze echipa, de fapt, echipa de conducere a Băncii Naționale, noi am putea avea o proporție de 3-2, 3 independenți la 2 dependenți politic, și atunci este șansa să recâștigăm, să readucem independența instituțională Băncii Naționale, iar ulterior deciziile pe politică monetară și deciziile pe supraveghere să intre în albia normalității. Și asta este probabil că crucial pentru a avea deblocarea dialogului și cu Fondul Monetar și cu alți parteneri de dezvoltare, dar cel mai important, de a avea deschiderea și credibilitatea instituției Banca Națională în dialog cu actorii interni din piață. Și e vorba de băncile comerciale, e vorba de populație, e vorba de agenți economici care așteaptă mesaje certe și credibile. Până la urmă, eu completez încă un moment important. Independența guvernatorului este crucială. Să nu uităm, din spusele fostului guvernator Dorin Drăguțanu, el a menționat că își dă demisie din cauza presiunilor politice. Pe dacă intră un nou guvernator și din nou
acceptă careva presiune politică, atunci noi nu rezolvăm nimic. Până la urmă trebuie să fie foarte clară din start, poziția foarte fermă și de a-și impune într-adevăr oamenii profesioniști care îi pot aduce după aceea beneficii atât Băncii Naționale cât și restabilirii încrederii în sectorul bancar pe ansamblu. Ca să încheiem subiectul legat de acest concurs, pentru că după pauză deja trecem la subiecte mult mai pipărate după mine, vreau să vă întreb. Oricum, până acum rămâne în funcție Dorin Drăguțanu, în calitate de guvernator al Băncii Naționale. Acesta a fost criticat de foarte mulți experți din domeniu. Acesta singur a vorbit despre presiuni politice, ceea ce, apropo, de fapt a fost o parte a unui joc politic, era absolut clar pentru toată lumea. Faptul că acum se schimbă guvernatorul și va fi schimbat și vine o persoană cu experiență din străinătate, ar însemna că cei care până acum controlau tot sistemul bancar într-un fel au ajuns la înțelegere că trebuie ceva de schimbat și vor da un pic de libertate? Sau e un mare? Pentru că eu mă gândesc că de ei depindea până acum ce se întâmplă în acest sistem și puteau ușor să schimbe lucrurile și cu fostul guvernator al Băncii Naționale, cu Dorin Drăguțanu, dacă îi permiteau. De ce brusc situația ar trebui să se schimbe? Eu cred că răspunsul la această întrebare noi îl vom primi în următoarele o lună, două. Și am zis de... Deci așa de repede se va vedea, da, se va vedea foarte politică clar. Viitorul guvernator. Primul test este numirea viceguvernatorilor și dacă vor fi viceguvernatori doi pe filieră politică delegați la Banca Națională, va fi foarte clar că va fi o continuitate, o, între ghilimele, și preluarea, hai să zic, a modelului de business la Banca Națională, care a fost și până acum. Noi am avut foarte multe opinii expuse de către experți internaționali, inclusiv instituții internaționale, vis-a-vis de mai multe lucruri care țin de ultimele evoluții din ultimii ani în sectorul bancar, pe filiera supravegherii bancare aplicate de către Banca Națională. Să nu uităm și un alt lucru. Noi avem o Bancă Națională cu un singur obiectiv de bază, inflația. Ori noi ceea ce avem, și această țintă a fost ratată, depășește de peste două ori ținta. Și aici trebuie să fie, pe lângă reglementările bancare, mai trebuie să fie corectată și alte aspecte ce țin de politica monetară. Iată, independența este, hai zic așa, cheia succesului viitorului guvernator, dacă va ști cum să se impună și dacă va avea spațiul necesar. Răspuns la întrebările care le-ați formulat, foarte repede vor decupa sau vor demasca intențiile reale a autorităților sau a guvernării, care până la urmă guvernare decide. Care până acum putea să lase binemielul în pace, ca aceasta să-și facă Natalia, bine treabă. Dar vedeți, situația nu este de așa natură că n-am putea să jonglăm sau să jucăm jocul acesta. Sunt astăzi principala problemă a întregii economii a Republicii Moldova este în primul rând acele probleme care sunt create și furnizate din sectorul bancar. Începând cu 2014, cu furtul miliarduri și multe alte lucruri. Deci o monitorizare permanentă va fi anume a Băncii Naționale și a celor măsuri care vor fi întreprinse. Și inclusiv completarea conducerii Băncii Naționale va fi din nou sub monitorizare, sub întrebarea mea a fost ce încurca Banca Națională să facă, să redreseze situația până acum? De ce noi punem atâtea șanse și atâtea speranțe pe umerii unui nou guvernator? Ce îl încurca pe actual guvernator să redreseze situația? Eu am repetat și repet și în această seară, în opinia mea, da, înțeleg, poate nici o legislație nu este perfectă, inclusiv și în domeniul bancar sau cu referință la Banca Națională, dar Banca Națională a avut suficiente pârghii de a-și îndeplini cu breu atribuțiile și responsabilitatea care a fost stabilită conform atribuțiilor legii cu privire la Banca Națională. De unde am început? Mai trebuie să mai fie oameni care într-adevăr doresc să facă lucrul acesta, inclusiv și cu riscul propriei demisii. Bine, noi aici ne întrerupem pe o scurtă. Doar o frază scurtă. 10 secunde. Legislația bancară a fost relativ bună. Anii 90, anii 2000 nu s-au întâmplat lucrurile care s-au întâmplat. După ce s-a început umblatul pe la legislație, după 2005 încoace, iată, s-au deschis portițele pentru ceea ce s-a întâmplat. Respectiv, noi trebuie, de fapt, să reabilităm legislația așa cum a fost, plus acele elemente noi care au apărut în domeniul reglementărilor bancare să fie introduse în legislația noastră, ca să avem siguranța că mai departe revenim la o normalitate și supraveghere sigură în domeniu, ca să aici nu avem explozii. Aici noi ne întrerupem pe o scurtă pauză de publicitate, după care revenim cu un alt fost candidat la funcție de guvernator al Băncii Naționale, Vadim Brânzan, absolvent al Harvard Business School. Rămâneți cu noi, revenim în câteva clipe.
Îl salutăm în studio pe Vadim Brânzan, expert financiar, absolvent al Harvard Business School, care a candidat la funcție de guvernatorul Băncii Naționale. Bună seara, domnule Brânzan, bine ați revenit în Moldova. Întrebare către dumneavoastră, de acolo departe, cum se vede ceea ce se întâmplă în sistemul financiar-bancar în Republica Moldova? Mulțumesc pentru invitație. Bună seara tuturor. Lucrurile sunt așa cum sunt, cum le vedeți și voi, așa le văd și eu. Nu sunt cele mai frumoase, ar fi trebuit să fie mult mai bine. Din păcate este ceea ce este. Însă eu nu sunt expert, dacă cetățean spun că se întâmplă un dezastru. Sunteți de acord cu acest lucru? Lucrurile nu merg bine, spre dezastru, aș spune așa. Tare optimist. Tare optimist. Spre dezastru. Dar asta seamănă cu ceea ce a avut loc în stat în 2008, însă ați spus în timpul pauzei. Da, într-adevăr, situația este de așa natură că sistemul financiar care în orice țară lume este bazat pe principiul de credibilitate care ar trebui să existe între parteneri. Nivelul acesta de credibilitate este foarte redus. Oamenii nu au încredere în bănci, oamenii nu au încredere în Banca Națională și în momentul ăsta apare tensiune în tot sistemul financiar bancar. Și pentru a evita tot felul de probleme care ulterior pot să apară în această cauză, ar trebui de făcut pași pentru a remedia situația respectivă. Și unul despre lucru, am vorbit despre mai multe lucruri, exemplu astăzi în timpul interviului de selectare a potențialului guvernator și am menționat, de exemplu, așa lucru cum ar fi mărirea sumei asigurate a depozitului bancar. Exemplu, astăzi în Republica Moldova suma asigurată este de 6.000 de lei, ce reprezintă aproximativ un salariu lunar a unui angajat pe economie. Deci o lună și ceva, așa. În Statele Unite suma respectivă este 250.000 de dolari, care reprezintă salariul de undeva de aproximativ 5 ani a unei familii medii americane. În Europa, în Uniunea Europeană, această sumă este de 100.000 de euro, iarăși undeva aproximativ 4-5 ani de salariu. Dar prin ridicarea acestui prag, ce s-ar schimba? S-ar schimba faptul că cetățenii ar avea mai multă încredere în sistemul bancar. Exact. Exemplu, în 2008, în Statele Unite, după colapsul câtorva bănci investiționale care au existat pe piață de vreo 200 de ani, a apărut panică, practic, în rândurile populației și era pe ce înceapă efectul ăsta run on the banks, când oamenii pleacă la bancă să-și ridice depozitele. Și atunci băncile se află, devin într-o stare de insolvabilitate și tot sistemul cade, tot sistemul financiar cade. Și atunci, practic, peste noapte, Guvernul Statelor Unite a mărit suma depozitului asigurat de la 100.000 la 250.000 dolari, astfel a acoperit practic 89,9% din toată suma depozitelor aflate la bănci. Felul ăsta, imediat, panica a dispărut, oamenii s-au liniștit și atunci guvernul și Banca Centrală Americană, Federal Reserve, practic a acaparat timpul necesar pentru a face schimbările necesare în sistem. Da. În Republica Moldova, suma, precum am spus, o lună, 6.000 de lei. 6.000 de lei. O lună, 5 ani în Statele Unite. Acum, ce ar însemna asta pentru sistemul financiar bancar? De exemplu, dacă noi astăzi să acoperim 65% din depozitele noastre, suma asta ar fi trebuit să mărească de la 6.000 de lei la 200.000 de lei. Asta înseamnă că băncile ar trebui să facă defalcări în fondul ăsta de asigurare, care acum defalcările lor reprezintă aproximativ 3 milioane jumătate de lei trimestrial, ar ajunge la 30 ceva de milioane de lei trimestrial. Adică pentru bănci asta cum ar fi ar reduce careva din profitabilitatea băncilor. Dar ne-ar da nouă mai mare siguranță. Dar aduce mai multă siguranță. Are ce adăuga aici. Este un punct foarte interesant punctat vis-a-vis de garanția care există conform legii 6.000 de lei, dar din păcate legea nu lucrează. Din 2014 și în 2015 noi am văzut că depozitele în sistemul bancar au fost integral 100% achitate, nu conform schemii și legii cu privire la garantarea depozitelor, dar prin acordarea de suport financiar de urgență de la Banca Națională, băncilor comerciale, pentru a închide 100% depozitelor. Siguranța în sectorul bancar a atins așa de mari cote în Republica Moldova vis-a-vis de depozite, că cei care știau că celor trei bănci li se retrage licența,
mergeau și depuneau bani la aceste bănci, fiind siguri că banii li se va întoarce înapoi la din ajutor de la BNM. Din ajutor de la BNM. Acum problema... Da, dumneavoastră vorbiți despre un sistem unde politicul nu se implică atât de tare în tot ce se întâmplă și tot ce, ce mișcă în țară. La noi, în Republica Moldova, politicul se implică peste tot. Ar fi corect că, într-adevăr, legea, dacă este, să lucreze. În cazul când, printr-o hotărâre de guvern secretă, se dă peste cap o lege și se dă 100% compensarea depozitelor, respectiv apar multe semne de întrebare. E creat un precedent. Să nu dea domnul să mai avem astfel de situații, mă tem că Banca Națională nu mai are chiar atâtea resurse să pună la dispoziție acestor bănci pentru a face față depozitelor. Apropo, domnule Negruță, legea trebuie să fie respectată. Unde au mers tot acești bani care au fost oferiți ca ajutor celor trei bănci? Cine anume a primit acești bani? Conform hotărârii guvernului, acea secretă, și conform deciziilor luate, Banca Națională trebuia să prezinte, și apropo, conform decizii Comisiei Speciale, trebuia să prezinte un raport referitor la alocarea pe fiecare bancă a sumei și respectiv cum suma respectivă a fost utilizată. Nici până în ziua de azi, nimic nu-i. Deci nimeni nu știe cum acei bani au fost repartizați. Nu. 14,2 miliarde, nu se știe care bancă și cât a beneficiat. Da, undeva tangențial s-a făcut referință, dar nimeni nu știe. Dar mai departe, din aceste bănci, mie mi-este interesant, care companii au beneficiat? De exemplu, a venit compania X și a spus că vreau să-mi ridic banii din bancă. Dar dacă această companie este afiliată cu un partid sau altul, de exemplu, eu aș vrea să știu acest lucru. De ce nu avem acces la asemenea noi informații? Vorbim de depozitele persoanelor fizice, în primul rând. Deci... Bine, persoana fizică Elon Shore a venit să-și ridice un depozit de la bancă cu tare. A fost sau nu a fost acesta în listă celor care și-au ridicat banii? De exemplu, persoanele afiliate, conform unor decizii, au fost excluse de lista interdicțiilor. Da. Eu, în primul rând, tot vreau să salut pe domnul Vadim și să-l felicit cu venirea în clubul lui foștilor candidați la funcție de guvernator a Băncii Naționale. În acest studiu des foștii candidați. Important este absolut ce a spus și domnul Vadim și completările domnului Negruță, dar să nu uităm un moment esențial. Deci primul precedent a fost creat în 2011, când am achitat cele circa 500 de milioane depozite a persoanelor fizice la Invest Privat Bank, în baza legii speciale, care ulterior au fost achitate inclusiv și din contul, vreo 110 milioane din contul profitului băncilor comerciale. Iată, noi atunci, încă în 2011, ne gândeam la ceea de a majora acest plafon de garantare depozitelor persoanelor fizice, dar s-a făcut o perioadă de moratoriu pentru a, într-adevăr, a plăti acea problemă care a creat-o Invest Privat Bank. Ulterior, într-adevăr, este o discuție, dar cel mai important probabil este în cadrul acestor trei bănci lichidate, că aici s-au achitat nu numai persoanelor fizice, dar și persoanelor juridice. Asta e un precedent. Deci au fost persoane juridice, au fost companii. Au fost companiile, în primul rând, companiile de stat. Recompensate 100%. Dar toate companiile de stat au avut posibilitate liber, fără constrângeri, de a-și ridica toți banii și nu numai companiile de stat. Un precedent care eu nu țin minte în cadrul fostei Uniuni Sovietice s-a întâmplat în astfel de precedente. Pentru că noi vorbim tot timpul, avem grijă de persoane fizice, nu juridice. Juridice este riscul lor până la urmă dacă aleg selectează o bancă și după aceea duc riscul respectiv. Deci a fost ceva implicare totalmente. Și acum dar au mai fost persoane juridice care parcă au știut că vor fi oferiți bani ca ajutor și au depus bani. Exact. Dar dacă nu greșesc, în raportul Kroll 1 este menționat faptul că o bancă comercială, altă bancă care nu era în lista celor trei, au venit și au depus bani în luna septembrie, undeva în luna septembrie, cunoscând de fapt care este soarta acestor trei bănci. Și pe urmă această bancă ridicat, este vorba despre Moldova Growing Bank, dacă nu greșesc. Pentru că la acel moment Banca de Economie oferea cea mai înaltă dobândă la depozite. Eu vreau să trecem la ceea ce s-a întâmplat astăzi. Pentru prima dată, îmi pare că mai mulți ani, BNM-ul a parcurs la acțiuni foarte concrete și radicale într-o singură zi. Astăzi BNM a blocat un grup de acționari de la Moldova Agroem Bank, care potrivit băncii ar fi acționat concertat și la fel, tot astăzi, a retras confirmarea a doi administratori de la Moldincom Bank. Am văzut mai multe reacții, dar cel mai mult mi-a plăcut reacția de pe Facebook.
prin aceste acțiuni, Vlad Plahotniuc îi transmite salutare lui Vyacheslav Platon. Așa e, domnule Ursu, sau nu? Eu chiar nu vreau să mă expun asupra beneficiarilor finale a acțiunilor de la Agrond Bank și la Moldincom Bank. Apropo, avem dreptul să știm cine sunt beneficiarii finale. Sunt de acord cu dumneavoastră, sunt niște decizii ieșite din comun. În orice caz, nu mi-amintesc eu astfel de decizii foarte curajoase, într-un fel, aș numi ale Băncii Naționale a Moldovei. E o altă chestiune dacă sunt potrivite sau întârziate, în opinia mea sunt destul de întârziate, dar eu salut atât decizia pe Moldincom Bank, pe Agrond Bank și inclusiv și Moldincom Bank, pentru că în cazul la Agrond Bank sunt și eu acționar minoritar la această bancă și în calitate de acționar minoritar, dar și reprezentant al Ligii Bancherilor din Moldova, noi am vorbit tot timpul despre importanța transparenței acționariatului în băncile comerciale și guvernanței corporative. Și eu nu înțeleg de ce, când un grup de acționari nu dorește nici de cum să se identifice pentru a fi pentru a se conforma cerințelor Băncii Naționale a Moldovei. Și dacă nu se identifică, de ce atunci eu trebuie să sufăr ca acționar minoritar? De ce trebuie să, într-o fel sau altă, să fie afectată imaginea băncii și afectată imaginea întregului sector bancar, sistem bancar? Domnul pentru că eu nu fac de ce abia acum vă pentru întreb? Că, Natalia, numai o clipă. Pentru că eu nu fac reclamă la Moldova Grand Bank, dar eu cunosc conducerea acestei bănci și domnul Miculeț și domnul Cebotar, care într-adevăr sunt niște oameni care au încercat să schimbe din interiorul băncii această situație. Este foarte complicat să faci lucrul acesta când ai un consiliu care nu-ți aparține, consiliu de administrare, care până la urmă persoane sunt delegate din cadrul acționarilor și nu poți face lucrul acesta. Și până la urmă sunt pedepsiți toți managerii acestei bănci. Este un lucru benefic, un lucru bun care trebuie numai susținut. Eu mă duc în minte că despre acest lucru, că acești acționari acționează concertat, s-a vorbit inclusiv în acest studio de foarte multe ori, un an în urmă, domnule Gruț. Ne-am văzut și dumneavoastră în studioul Interpol, dacă nu greșesc, mai mult decât un an în urmă. De mai multe ori am discutat, am vorbit, presa de specialitate a scris despre acest lucru. Se știa că ceva se întreprinde la această bancă. Există niște acționari necunoscuți cu companie offshore care acționează concertat. La fel se știa despre Moldincom Bank și implicarea acestuia în așa numită schemă moldovenească. Despre asta s-a scris deja toată presa internațională. Schema moldovenească, spălătoria internațională a banilor din Federația Rusă. Se știa despre acest lucru. De ce un an în urmă BNML n-a făcut acest lucru? Jumătate de an în urmă, 3 luni în urmă, 2 ani în urmă. De ce acum? Opinia mea personală este, trebuie să ne uităm la, încă o dată, la comunicatul misiunii Fondului Monetar de ieri, internațional la Chișinău de ieri, care este foarte clar acest comunicat. 75% se referă la situația în sectorul bancar și una din problemele cheie este transparența acționaratului și a guvernanței corporative. În opinia mea, această decizie de astăzi a Băncii Naționale Moldova, poate că cineva nu va fi de acord, inclusiv și din cadrul Băncii Naționale Moldovei, dar a fost foarte bine gândit în contextul acestei misiuni și este o condiție preliminară, categorică a Fondului Monetar pentru a reveni în discuții cu autoritățile Republicii Moldova privind la un viitor program de negocieri, consultanță, inclusiv politica bugetară fiscală și deci dacă și eu nu insista asupra acest dacă lucru, nu se întâmpla. Dacă nu se făcea lucrul acesta, probabil că eu nu știu cum puteam noi să deblocăm relațiile, pentru că una ce fac din interior organele respective ale băncilor și când nu au succes, atunci trebuie să intervină reglementatorul, care are pârghii legale de a interveni pe această piață. Cu atât mai mult că aceste pârghii au fost prin modificări, au fost stabilite prin modificări la legislație care au fost în ultimul timp. Deci au toate instrumentele de a face lucrul acesta. Este o altă întrebare, eu înțeleg foarte bine, pot fi atacuri în justiție și multe alte chestii, dar trebuia să demonstreze că Banca Națională că există reglementatori pe această piață. Pentru toți, nu numai pentru aceste două bănci. Iată ce a scris astăzi despre aceste două decizii în privință la MAIB și Moldova, Moldincom Bank, Dumitru Alaiba, fost președinte al Consiliului Economic pe lângă prim-ministru. De ce așa fericire, mă rog, cu MAIB și Moldincom Bank? Orice proiect are început și sfârșit. Asta și înseamnă un proiect. Buget aparte, obiective concrete bine definite în timp. Ai atins obiectivele și ai închis proiectul. Proiectul Landormatul Moldovenesc, spălătorie moldovenească, a luat sfârșit. 10 și 10 de miliarde de dolari spălați din Rusia. După 10 ani de activitate furtunoasă și extrem de productivă, a venit timpul ca proiectul să fie închis. Nu că nu mai sunt căi de ieșire pentru banii murdari din Rusia, de ce probabil deja funcționează o altă schemă. Nu neapărat complicarea Moldovei, care a devenit prea vestită. Iar dacă este ceva ce nu le place banilor murdari, asta e chipeșul.
Iată, asta și explică de ce BNM brusc așa și-a prins la curaj, în opinia mea. Nimic în ultimele zile nu s-a schimbat radical în modul Incombank sau MAIP. Se răspunde de ce nu au făcut-o 5, 4, 3, 2 ani în urmă sau în decembrie 2015. Până nu răspund, presupunerea mea va fi că proiectul era încă în derulare. Am mai așteptat să plece femeii ca imediat să arate pași decisiv urmarea discuțiilor constructive. Că s-au trezit, în sfârșit, fix la două zile de plecare. Toate întrebările vor fi răspunse atunci când această rețea bine organizată de funcționari din diferite instituții de supraveghere va fi băgată la închisoare. Opinia lui Dumitru Alaiba. Domnule Negruță, de ce abia acum? Bine, noi dacă ne uităm un pic în timp, începând cu 2011 vara, prima tentativă, cea de-a doua în 2013 și, dacă nu greșesc, cea cu succes a fost realizată în 2014, când structura acționariatului la una dintre aceste bănci comerciale s-a schimbat. Deci, la anumite etape au fost aceste lucruri etichetate ca și attack rider, încercări de preluare. Problema este adevărat bine punctată și de guvernator, dar și de fondul monetar. Lipsa transparenței acționariatului. Nimeni nu cunoaște cine este oficial beneficiarul final. Cu toate că deja există lege. Deja există lege. Banca Națională a aplicat duble standarde în diferite situații. Acum avem o decizie curajoasă, îi spunem curajoasă, în sfârșit. Da, eu la o emisiune am lăudat Banca Națională pentru decizia din decembrie și după asta am fost atacat într-un fel. Dar asta e altă istorie. Dar avem situații când CNPF-ul în 2012 a blocat pachetul de acțiuni la Banca de Economii, iar Banca Națională, contrar deciziei Comisiei Naționale de Stabilitate Financiară, legalizează intrarea prin ușa din spate a celor patru companii care erau vădit dubioase. Care domnule, ulterior, ar avea dreptate Alaiba că atunci funcționa schema și cineva câștiga bani pe aceasta? Doar un pic. Intrarea aceasta ilegală prin ușa din spate, de fapt, au fost elementul cheie în tot ce a urmat la Banca de Economii ulterior. Preluarea controlului, intrarea în Consiliul de Administrare și preluarea pachetului de control majoritar de la stat și cu toate miliardele care au plecat ulterior. Deci noi avem duble standarde. Deci aici nu e vorba că Banca Națională a impus blocaj în 2012, a impus blocaj CNPF, contrar blocajului pe acele procente de acțiuni care a fost atunci, Banca Națională ia o decizie. Acum, din nou, avem niște tranzacții suspecte cu acțiuni pe care Banca Națională azi a luat o decizie corectă. Să vedem mai departe cum vor evalua lucrurile. Dar este un pas important pentru toți care sunt în piața bancară, e nevoie de o transparentizare. Fără transparență nu este credibilitate. Fără credibilitate nu este credit, nu este investiții și nu este domnul dezvoltare. Grucea, eu nu sunt expert în sistemul bancar, dar nu știu de ce, așa îmi pare, așa impresia mi se creează, aceste două decizii de astăzi a BNM au o tentă politică. O anumită tentă. Un clan care controlează, acum luptă cu cei care încearcă să preia bancă, nu le-a reușit. Deci, oricum, totul depinde de acela care apasă pe butoane în Republica Moldova. Așa e sau nu? Eu am spus că sunt niște lucruri care arată foarte clar încercări de a prelua control asupra pieței bancare. Preluarea anumitui control a unei piețe foarte importante se face prin anumite mișcări pe acțiuni unde deseori se întâmplă că instituțiile statului, inclusiv supraveghetorul, la anumite etape este factor determinant. Sunt parte a anumitor lucruri, fenomene care se întâmplă. Noi nu putem acum să spunem atâta timp cât nu este o investigație și o constatare a organelor competente de supraveghere, fie Banca Națională, fie organele de urmărire. Dar peste anumit timp, anumite suspiciuni, anumite bănuieli, ele sunt demascate și sunt confirmate. Apropo, când vom vedea legalizarea celor care acum sunt în umbră ca și beneficiari, vor apărea ca și acționari de bună credință. Atâta timp cât este breșa asta în legislație, ei profită de anumite lucruri legale care nu sunt reglementate. Iar ulterior apar ca și beneficiari de bună credință și, mă rog, intră în cadrul legal sau în spațiu legal. Apropo, va fi în stare următorul guvernator al Băncii Naționale, independent, eu chiar vreau să cred că acesta va fi independent, să ne prezinte în public o
analiză competentă a ceea ce s-a întâmplat în BNM în ultimii 5-6 ani. De ce, de exemplu, în 2012 a fost blocată acea decizie contrar CNPF-ului, da, dar acum avem decizii curajoase? De unde vine această politică a dublelor standarde? Va fi în stare eu următorul? Eu nu cred că guvernatorul are competențele și misiunea să facă asta. Deci, da, pentru exact asta este ancheta, anchetă lărgită, anchetă specializată, anchetă focusată, fie de organele noastre de aici, domnule interne, Cruță, fie știți ce se află, în cadrul unei anchete, cu ancheta noastră a miliardului, cu fie în cadrul unei anchete internaționalizate, care să acopere o perioadă mult mai lungă de timp și pornind de la note scrise de consilieri și terminând cu efectele implementate pe parcursul a 10 ani, să vedem exact rolul fiecăruia, ca persoană, ca șef de instituție, ca instituție care și-a realizat sau nu misiunea pe care i-a delegat-o legea. Apropo, unde e etapa a doua investigației Kroll? Unde? Revenim după câteva clipe, rămâneți cu noi și aflăm unde e Kroll. Termenul e sfârșitul unui mare. Am revenit în studio, continuăm să discutăm. Înainte de pauză vorbeam despre acea anchetă despre BNM și ce a făcut BNM în ultimii ani. În ultimii ani, George Sagin, consilier al speakerului Parlamentului Adrian Candu, ne scrie: Candu a cerut așa anchetă de la FMI pentru perioada 2012-2015. FMI urmează să remită listă de experți, fost guvernator central din țările UE. Va fi așa anchetă solicitată și de către Parlament pentru Banca Națională. Ar putea această rezolva problema? Bine, încerc eu să răspund. Eu înțeleg că este o decizie personalizată, se referă numai la guvernatorul actual, deci Drăguțanu. Eu nu știu dacă mai este necesar de a pierde timp și într-un fel sau altul de a cheltui bani pentru a investiga această activitate, anchetă, dar să nu uităm că guvernatorul Băncii Naționale este într-adevăr și guvernator la Fondul Monetar și eu nu prea înțeleg cum ar putea Fondul Monetar să astfel de anchetă, cu atât mai mult că în atribuțiile Fondului Monetar nu există astfel de atribuții de a încheta fie guvernatorul bănci, fie ministrul finanțelor, absolut. Fondul se ocupă cu alte chestiuni, reforme structurale, activitatea economico-financiară, macroeconomie și multe alte lucruri. Nu se ocupă cu astfel de anchete. Deci ei n-au așa competență. Absolut, eu nu deci am auzit așa ceva. E în zadar să rugăm să facă așa ceva? Și a doilea moment este important să nu uităm că în legea cu privire la Banca Națională este foarte clar stabilit și responsabilitățile guvernatorului, în articolul 24, este foarte bine stabilit de ce se ocupă și, în primul rând, de formularea și implementarea politicii monetare. Iar ulterior, deja în calitate de președinte al Comitetului Executiv, este responsabil toate celelalte atribuții ale Băncii Naționale, inclusiv reglementare și supraveghere bancară. Deci ceva care probabil poate fi o astfel de anchetă, dar nu se referă nemijlocit la atribuțiile guvernatorului. Probabil la activitatea totală a Băncii Naționale, dacă din nou nu se cere modificări de legislație și multe alte lucruri. Noi încercăm să simplificăm lucrul acesta, care într-adevăr poate să ne ducă pe o pistă greșită. E posibil o asemenea investigație din partea FMI? Eu cred că nu. Dacă nu greșesc, în articolele de constituire a Fondului Monetar Internațional chiar este și o prevedere că FMI nu poate investiga o persoană anume, cu atât mai mult care reprezintă și este guvernator delegat la nivel național să reprezinte țara în acest for internațional. Dacă nu greșesc, este așa previziune. Doi, sigur, cât de corect ar fi să ceri evaluarea respectivă de la FMI? Până la urmă, Parlamentul este cel care a delegat mandat guvernatorului de a crea orice comisie de anchetă, însă exact, și Parlamentul poate să facă. Și de a exercita controlul parlamentar vis-a-vis exact de activitatea Băncii Naționale. Am pare zis a fi un pic așa ieșit sau peste limitele diplomației. Mai este o precizare din partea lui Vladimir Glovatiuk, membrul Comisiei Economiei, Buget și Finanțe. Наталья, BEM, например, получил 9,3 миллиарда лей, из которых 39% было направлено на выплату депозитов физическим лицам, 31% юрлицам, тотушам и гафам, 27% межбанковских займов. Да. Апропо. А стандартная шина в коммуне, я шина в коммуне. И около 3% прочие обязательства. Кредит НБМ был использован только для погашения обязательств банков. Наталья, сентем абсолютно да аккорд ку констатаре домну Головатюк. Пястфел де казур требсу купи прокуратура генерала дану алченева, потому что мы на фары ворбим, ну, не май персоны физичи, юридичи, дар интрадивач кредит интербанкари, это чего, который не пост сенкипа и умом нормал в царе республика. Дану, дана мораль, дар о ремарка. 9 miliarde acordate de la Banca Națională Băncii de Economii, în timp ce 9,3. Ok. În timp ce 13 miliarde de la Banca de Economii cu
câteva săptămâni înainte de asta, pleacă în depozit la Banca Socială. Deci Banca de Economii nu avea nevoie de lichidități ca să facă față depozitelor existente la acel moment în Banca de Economii. Ceea ce spune domnul Ursu este corect. Organele de investigație au suficient teren pentru a ajunge la concluziile care trebuie să, logic să se ajungă. Mie, sincer, eu nu că nu mai înțeleg nimic. Ieri am citit articolul de la ziarul de gardă care timp de 5 luni încearcă să primească răspunsuri de la Procuratura Anticorupție care investigează așa pisul dosar furtul miliardului, de fapt e vorba de mai multe dosare, n-au primit niciun răspuns aproape, sau cei ce au primit a fost mai mult răspuns evaziv. Se vede că se dorește ascundere informației. Eu vreau să revenim la domnul Brânzan, care e cu noi astăzi în studio, eu cer scuze cât de mult n-ați vorbit. Pentru că veniți din Statele Unite ale Americii, puteți să-mi răspundeți la o întrebare. E întâmplător că aceste decizii curajoase ale BNM vin în aceeași zi când la noi în Moldova vine în vizită doamna Brink, adjunctă doamnei Nuland. Dar noi știm care este influența doamnei Nuland asupra lucrurilor din Republica Moldova. Din câte înțeleg, vizita oficialităților americane este legată de evaluarea reformelor, progresul reformelor Republica Moldova și doamna Brink se va întâlni atât cu reprezentanții guvernului cât și cu reprezentanții, spunem așa, opoziției pentru a evalua așa mai departe. Dar o asemenea decizie sau aceste două decizii chiar în ziua când ajunge? Așa o decizie, aș spune, curajoasă a Băncii Naționale pare a fi mai mult decât o simplă coincidență, mai ales în lumina declarații făcute ieri de către Fondul Monetar Internațional plus vizita de săptămâna aceasta a oficialilor americani, deci pare a fi destul de straniu. Deci poate e o formă de salut. De bine ați venit. Poate bine ați venit, dar deci reformele s-au pornit, noi ne-am mobilizat și totul va fi fine, deci vă rog să ne acordați asistența necesară și așa mai departe. Apropo de asistență financiară, haideți să vorbim un pic despre femei. Vă rog să vă încheiat. Despre vizita femeii care s-a încheiat acum câteva zile, ieri am citit comunicatul lor de presă, deloc optimist, după părerea mea, dar puteți dumneavoastră să ne deschideți mai multe paranteze. Atunci când femeiul... Eu aș vrea să abordez problema aceasta a miliardului plecat din țară, dintr-un alt puțin punct de vedere, venind de peste hotare, fiind contribuabil american, care a plătit milioane de dolari în impozite federale. Fiți acum mai atent, că vă privesc inclusiv pensionarii care trăiesc unii din pensii de mai puțin de 800 de lei, deci să nu numiți așa sume în acest studio. O parte din mijloacele plătite acolo au ajuns în Republica Moldova sub formă de granturi, ajutor american și așa mai departe. Deci miliardul ăsta care a plecat, o parte din banii ăștia sunt și banii contribuabililor americani, inclusiv și ai mei. Deci întrebarea pe care eu am, unde-s banii? În Statele Unite, de exemplu, guvernul poartă răspundere pentru fața contribuabililor pentru orice acțiuni pe care le ia și eu aș vrea să aflu unde au plecat banii și de ce în continuare se finanțează un guvern, spunem așa, care este irresponsabil și nu poate da răspuns la această întrebare. Totodată vin de peste hotare ca cineva care își ajută, spunem așa, rudele aici. Eu privesc miliardul ăsta furat și în felul următor, ca cel milion de moldoveni care lucrează peste hotare transferă regulat dintr-un miliard și 1,5 miliarde de dolari pe an în formă de remitență. Da? Deci un miliard care a fost furat, practic a fost furat un an de muncă a unui milion de moldoveni care muncesc foarte greu peste hotare, plătesc impozitele acolo, deci eu duc un mod de viață care numai ei știu cum o duc. Și în felul ăsta, pur și simplu, banii au fost luați de la milionul acela de oameni și așa au dispărut. Domnul Brânzan, deci, apropo cu experiența dumneavoastră din Statele Unite ale Americii, era posibil timp de un an deja, ancheta durează aproape un an, da, anul trecut, în primăvară, a fost arestat Elon Shore, da, în primăvară, da. După care cu mare succes a devenit primar al orașului Orhei. În Statele Unite ale Americii, timp de un an, era posibil de aflat cine sunt totuși beneficiarii companiilor care
au primit credite, care stau în spatele companiilor offshore, care pe urmă au plecat banii timp de câteva zile. Era posibil într-un an de făcut acest lucru? Eu personal am experiență de lucru cu diferite companii de investigații, lucrând pe Wall Street, noi regulat ne foloseam de serviciile lor și eu sunt sigur că ei sunt în stare să găsească răspuns la întrebările acestea într-un interval foarte scurt de timp. Odată cu implicarea organelor de resort, organelor de control de stat, zicem, din Statele Unite, acest proces expedează foarte, foarte, foarte mult. Deci ei sunt în stare să afle cine și unde, să afle, mai ales că toate tranzacțiile trec prin sistemul internațional SWIFT, care pot fi urmărite. De unde au venit banii, unde au plecat banii. Deci înseamnă că cineva pur și simplu îmi dorește aici să acest lucru să fie aflat. Trebuie să fie făcut o solicitare oficială. Stați o clipă, haideți o solicitare oficială, doar o clipă. În acest studio, acum câteva săptămâni, dacă nu greșesc, 3 săptămâni în urmă, ambasadorul Americii, domn Petty, James Pettit, a spus că ei, americanii, statul american, au oferit ajutor, arătat deschiderea față de această investigație și au oferit ajutor. Au propus ajutor în plan de investigație, asistență în investigație, dacă acesta va fi cerut. După care a urmat tăcerea din partea organelor noastre. Deci asta e răspunsul la întrebare, eu cred că. Nu, aici puteți să fie, Natalia, într-adevăr, eu sunt de acord cu domnul Brânzan. Propus, pentru că această informație nu este secretă, nu este confidențială, într-adevăr, a fost și pe site-ul ambasadei, dar și în declarațiile respective au fost propus astfel de ajutor Republicii Moldova, la care noi, practic, ne-am refuzat. Asta e una la mână, a doua, depinde ce fel de investigații și rezultate noi dorim. Probabil sunt investigații care durează de un an, doi, de trei. Noi am solicitat de 2 sau 3 ani de zile. Noi n-am avut nevoie de investigații ca să fie finalizat într-un an. Sunt diferite investigații în lume, înțelegeți? Ar fi bine ca pe parcurs să mai fie arse câteva mașini cu documente pe parcursul acestei investigații, ceea ce s-a mai întâmplat. Este o glumă, dar... Dar asta e, eu cred că asta este o glumă, dar de fapt e tristă. Problema este că... probabilitatea de recuperare a banilor scade practic exponențial cu cât mai mult așteptați, cu cât mai puțin probabil că vreodată cineva va fi în stare să recupereze suma. Asta este adevărul. În ce caz, deoarece banii în primul rând îi pleacă peste tot, sunt globalizați, nu le mai dai de capăt, dar doar în costul de recuperare devine atât de mare că practic deja nici nu mai are rost să încerci să recuperezi ceva. Exact. Încă o întrebare. În Statele Unite ale Americii, de unde veniți? O asemenea investigație ar viza doar persoane fizice, nu știu, oameni care stau în spatele acestor companii sau și instituțiile statului, organele de control care puteau să intervină la moment dat, care vedeau, aveau acces la informații cum sunt transferați banii, în ce direcție, la care companii, sau totul se oprea doar la persoane fizice sau la companii care... Natalia, în Statele Unite așa ceva, în principiu, este imposibil să întâmple. Asta tot așa cum ai fura în timp de o noapte 2 trilioane de dolari de pe un cont bancar și transferi pe alt cont bancar, asta e imposibil. În Statele Unite există un sistem foarte strict de transferuri. Orice transfer internațional trece prin sistemul lor federal, cum ar fi banca noastră națională. Și fiecare tranzacție are codul său de identificare. Adică e un proces automatizat. Eu nu-mi imaginez că cineva poate deschide un cont la bancă și a doua zi transferi peste hotar chiar 11.000 de dolari. Imediat tranzacția se blochează, banca îți telefonează, întrebări apar. Dacă suma e mai mare de 1 milion, zicem, dolari, acolo să ai la poartă agenții federali cu mulțime de întrebări și așa mai departe. Așa că într-o noapte, într-o țară mică ca noastră, unde rulajul de 300 de milioane de dolari nici nu există în principiu, cineva îți transferi așa în timp de o zi 50 de milioane, 100, 200, așa ceva în principiu, ar fi imposibil. Din ce ca se întâmplă, probabil că Banca Națională nici nu are vizibilitate asupra tranzacțiilor de felul ăsta. Din câte cunosc eu... Ei au soft special? Nu. Din câte cunosc eu, Banca Națională are vizibilitate doar între tranzacțiile SWIFT care vin de pe un cont a clientului pe alt cont a clientului. Dacă tranzacția se face de pe un cont a băncii pe alt cont a băncii corespondente, de exemplu, prin un alt cod SWIFT la care Banca Națională nu este abonată, ea nu are vizibilitate în tranzacția aceasta. De exemplu, Banca A din Moldova dorește transferi de pe contul clientului 50 milioane într-un cont de Riga la banca B, așa?
poți transfer de pe contul clientului pe cont client, atunci Banca Națională are vizibilitate. Însă dacă se transferă, te telefonează la banca de Riga și spune, uite, eu transfer de pe contul băncii mele, pe contul băncii voastre, faci tranzacția asta, după asta o postați pe contul respectiv a clientului, atunci banca nu are vizibilitate. Este adevărat, numai că există legea cu privire la combaterea spălării banilor care deleagă. Și băncile sunt obligate. Persoane clar identificate în băncile comerciale care sunt obligate să raporteze odată la cât timp? Odată la cât timp? Bine, când e vorba de transfer de 13 miliarde imediat. Bine, domnule Groțu, un simplu exemplu. Eu înțeleg că nu este deloc adecvat, dar totuși, un simplu exemplu. Am o mică companie, cafenea. Am primit un transfer pentru un banchet de 300 de euro din străinătate, dintr-o companie din Olanda. Nu, companie, o fundație internațională, un ONG mare. Ne-au sunat a doua zi din banca noastră, unde avem cont, și ne-au întrebat, iată, v-au venit bani din contul cutare, pentru ce, și să ne explicați... Dar asta s-a întâmplat după furtul miliardului. După furtul miliardului. Dar eu mă gândesc că... Nu, mă scuzați, dar 300 de euro au putut verifica cum 300 de euro au fost transferat. Fix așa a fost și până la furt. Până la furt, deci astfel de tranzacții care aveau anumite dubii, anumite inscrisuri inexacte, deci clienții erau telefonați și precizați destinația transferului fără careva abatere de la legislație și trebuie să fii într-adevăr chior intenționat, ca să nu observi când sute de milioane într-o singură zi, printr-o singură operațiune și încă un moment, Vișlav, este important pentru că noi am vorbit astăzi de hotărârile Băncii Naționale, tot timpul se vorbește despre un singur moment acesta, deci 500.000 transferi la cinea automat, în mod automat, dar miliardele care se vorbește că au fost spălate pe Republica Moldova se vorbește că în baza unor decizii a instanțelor judecătorești. Nu sunt întrebări, puterea judecătorească este instanța, banca execută, numai că banca mai are o instrucție ei care, în primul rând, e reputația băncii, care se spune, cunoașteți clientul. Asta orice tranzacție care a trecut prin Republica Moldova, chiar dacă tu ai executat în baza decizii instanței de judecat, tu erai dator să verifici banca care vine din Rusia sau din Letonia și așa mai departe, ce fel de bani. Criminali sau nu, deci asta era o datoria băncii în baza legislației deja bancare de a-ți verifica lucrul acesta. Înseamnă că nu s-au făcut lucrul acesta. Și să fim realiști, dumneavoastră sunteți președintele Ligii Bancherilor. Îi cunoașteți pe toți bancherii din Republica Moldova. Atunci când vine, vi se pune pe masă decizia unei instanțe judecătorești, în baza la care se decide transferarea a 500 de milioane, 500 de milioane de dolari sau euro, nu mai țin minte. Dolari. Jumătate de miliard, nu lei. Probabil banca ar trebui să-și pună măcar o întrebare. Nici nu discut. Sigur. Și încă judecătorii undeva din, nu știu, Strășeni, Dondușeni și așa mai departe. Deci e tare dubios. Ceea ce zicea și domnul Rânzan, deci cu cât timpul trece, cu atât este mult mai dificil să recuperi. Respectiv, având anumite informații, pentru că noi am văzut organele de urmărire, au spus că aveau informații, având doi, raportul Crol 1, unde arată jurisdicțiile și nume de companii, deci era normal ca autoritățile noastre să solicite informații sau să se adreseze la jurisdicțiile respective identificate acolo pentru asistență, pentru a bloca anumite mișcări de conturi ulterior. Deci vedem inițiativă din propria inițiativă, unele țări au aplicat anumite limitări pentru că imaginea țării contează. Noi până în ziua de azi n-am făcut interpelările respective. În Riga au avut loc anumite dimisii, apropo. Pentru că e vorba de investigații diferite. Sunt investigații specializate pe care le face Crol cu ulterioara recuperare, dar sunt și colaborări între instituții parteneri din diferite de exemplu, pe linia Marivel sau FATF, lucruri, absolut corect. Combatere corupției. Exact. Pentru ce suntem parte la diferite acorduri? Procuratura noastră sau cineva nostru nu moment, puteau să facă o întrebare în acest sens? Important, vreau să-l completez pe domnul Negruță. După cât înțeleg eu sau am auzit și eu din Poșta Republicii Moldova, anume o astfel de ajutor a fost propus din partea Ambasadei Statelor Unite pentru că ei au servicii mult mai operative decât Crol la și multe alte chestiuni. La care a urmat tăcere. Mi-a spus ambasadorul Americii. Exact. Asta. Apropo, ați făcut o precizare foarte bună în timpul pauzii. Noi vorbeam despre a doua etapă a investigației Crol. Ați spus că mai au timp la sfârșitul lunii martie. Sfârșitul lunii martie, după cât știu eu. Să sperăm că vom afla ceva interesant. Dar și aici sunt două etape. Prima etapă de la etapa a doua. Sunt două etape și la etapa a doua. Și va mai dura vreo câțiva ani, da? Va mai dura. Azi mi-a tras atenție o scurtă intervenție a candidatului selectat
fraza, totul e corect, logic, economic, financiar, totul e corect, doar că termenul publicul, dacă va cere recuperarea miliardului, să înțelegem că e foarte greu de recuperat. Deci noi nu vorbim despre public, noi nu suntem spectatori, noi suntem acei cetățeni contribuabili în cârca cărora se încearcă a pune povara unui furt de miliarde și la care noi ca cetățeni nu avem nicio atribuție, nimeni nu are treabă cu furtul respectiv. Cine a făcut așa de dar deja plătim. Candidatul selectat pentru funcții a folosit termenul publicul, dacă va insista. Deci noi nu suntem public, este un drept cetățenesc al contribuabilului, ceea ce spunea și domnul Brânzean. El ca cetățean, ca și contribuabil, are dreptul să ceară informații cum s-au folosit banii. Fix așa și noi cerem. Nu să ne pună prin povară crescândă fiscală datoria pe următorii 10 ani pe seama noastră sau pe seama copiilor noștri, ci să depună statul, instituțiile statului, efortul necesar pentru recuperare. Cât mai repede, cât mai operativ, maxim posibil ca efect final. Dumneavoastră ați spus că pe zi ce trece devine tot mai greu de recuperat banii care au fost furați, dar măcar va veni, e posibil că peste 2, 3, 5 ani, când ceva totuși se va schimba în această țară, să aflăm cine cu adevărat a furat acești bani? Eu sper că vom afla, de fapt sunt sigur că cândva vom afla. La urmă lucrurile se află și situația se rezolvă, însă banii nu cred că noi o să-i recuperăm. Urmele rămân, sau, indiferent cât timp trece, urmele rămân. Da, urmele rămân. Bine, dar oamenii își cumpără pe acești bani, nu știu, case, avioane, mașini, vile, noi, companii, business-uri în străinătate. Deci ceva se cumpără pe banii ăștia. Eu nu cred că banii stau pur și simplu, dar poate stau. Doamna Morari, noi vedem o activizare a procesului de privatizare și vindere activelor. Noi cunoaștem că o bună parte, cel puțin din raportul Kroll, cunoaștem că o bună parte din mijloace a fost scos în anumite zone offshore. Respectiv, nu exclud să avem în 2016 o intrare de investiții directe din străinătate. Futuraș. Care vor participa la achiziționarea acestor active. Deci cu banii din jaful secolului vom rămâne ca stat, fără proprietăți ale statului aici. Da, dar vom îndeplini programul de privatizare, tot e un lucru serios. Este adevărat, dar asta va... noi s-a furat, tot la noi s-a pus. Asta va însemna revenirea miliardului acasă, doar că sub altă formă. Dar oricum reiese că pe banii contribuabililor, pentru că oricum noi vom întoarce datoria aceasta, cineva și-a privatizat bucăți gustoase de... Noi nu numai că am pierdut odată banii în numerar, după aceea mai pierdem odată prin avuția care va fi dietatizată. Cumpărată tot pe banii noștri. Domnul Brânzean, iată, Valentina Ursu de la Europa Liberă, tare mă roagă să vă întreb. Dumneavoastră ați accepta să fiți prim viceguvernator al BNM dacă vă să propune această funcție? Nu, eu n-aș accepta să devin de prim viceguvernator. De ce? Deja este guvernatorul sau va fi cel mai probabil votat și el trebuie să-și aibă mandatul și să-l execute așa cum el consideră de cuvință. Inclusiv formarea echipei. Inclusiv formarea echipei sale. Deci noi putem doar să-i dorim succes și să-l ajutăm cu ce putem, cu un sfat bun, cu eu știu, cu... Dacă este așa solicitare, însă eu n-aș fi lucrat în echipă, nu. O întrebare de la telespectatorul nostru, înțeleg că e tare practică, dar totuși oamenii solicită ajutorul dumneavoastră. Mihai Caual scrie, Natalia, am transferat în Ungaria o sumă de 6.300 de euro prin banca intermediară din Germania. Beneficiarul spune că banii nu au ajuns la ei, iar Moldencombank spune că ei au transmis banii, dar banii nu sunt nicăieri, nici nu se întorc înapoi. Nu avem un răspuns de la nimeni. Reiese că noi banii am pierdut, ce ar trebui să facă? În primul rând trebuie să adresez la banca unde a depus banii, la Moldencombank, să primească un răspuns oficial în scris. Și dacă nu îi satisface acest răspuns, poate să adresați și organele de urmărire penală și la Banca Națională pentru verificare dacă într-adevăr a fost transferul efectuat. Pe scurt, dacă e posibil, în loc de concluzie. Ieri, misiunea FIMII, care a venit cu o vizită în Moldova, a emis un comunicat de presă destul de dur, în care, printre altele, se spune următorul lucru. În acest context, fortificarea guvernării corporative și perfecționarea sistemelor de evaluare a riscurilor în băncile comerciale pot fi asigurate într-o manieră credibilă doar cu condiție reevaluării complete a beneficiarilor finali. Ar însemna aceasta că atâta timp cât noi avem companii offshore, necunoscute,
printre acționari a băncilor din Republica Moldova, FMI-ul nici nu se va gândi să semneze cu noi niciun acord. Nu, Natalia, deci noi am avut practic permanent astfel de companii offshore la etapa formării sectorului bancar de prin anii 90. Pur și simplu, aceste companii nu dețineau cote majoritare prin băncile comerciale. Unul la mână, a doilea, nu erau atât de probabil agresive acei acționari care dețineau banii prin companiile offshore. Aici este de o altă natură cerința fondului monetar, deoarece practic în ultima jumătate de an, peste tot noi vorbim de beneficiari finali, pentru că la moment noi avem o lichiditate destul de bună în sectorul bancar, trebuie să recunoaștem faptul acesta, nu mai vorbesc de prima bancă, am vorbit de lucrul acesta, lichiditate, capitalizare enormă, dar din cauza lipsei transparenței, guvernanței corporative și a beneficiarilor finali, noi tot timpul o să avem o lipsă credibilității din partea populației, agenților economici și inclusiv și a donatorilor externi, pentru că ei tot timpul vor dori orice transferuri care se fac prin sectorul bancar să fie bănci care într-adevăr nu au probleme de offshore-izare. Și nu uităm, trebuie să recunoaștem încă un lucru important, că foarte multe bănci de peste cotare, inclusiv Germania, Statele Unite, deci au refuzat de a colabora astăzi cu băncile, cu unele bănci din Republica Moldova, anume din cauza, din nou, a transparenței acționariatului. Deci este o problemă care e în prim plan la zi. Trebuie să o cotrăm această problemă, trebuie să înțeleagă și acei acționari care sunt majoritari în bănci astăzi și dintr-un motiv sau altul nu s-au identificat. Este o problemă care nu atât depinde de managementul băncilor care este în Republica Moldova, cât de cei care dețin unele pachete sau, mă rog, pârghii de influență în băncile din Moldova. Vor suferi nu numai sectorul bancar, dar va suferi întreaga reputație Republicii Moldova la acest capitol. Deci, ce ține de mesajul FMI-ului este cel mai dur pe care eu l-am văzut din 92 încoace, de când Moldova este membru a FMI. Ba mai mult, pe lângă observațiile tematice, inclusiv sectorul bancar, finanțele publice, pentru prima dată s-a făcut referință, de fapt, la perspectiva care este deloc simplă și asta va necesita gestionarea competentă a economiei. Deci, practic s-a arătat că aici gestionarea economiei la nivel de echipă în guvern, în Banca Națională, e o problemă mare. E nevoie de competențe necesare. Din punctul respectiv de vedere, zic că mesajul este unul foarte și foarte dur. Ce ține de deofshorizarea, pentru că aici e o problemă în sectorul bancar, dar ca fenomen nu e vorba doar de sectorul bancar. S-a ajuns la aceea că prin offshore se fac și achizițiile publice, banii pleacă acolo, era cunoscut banii de publici, din nou banii publici pleacă, nu lucrează mai departe aici. Și nu e vorba doar de carburant sau alte lucruri. S-a ajuns și birotica sau lucrurile de birotică să facă achiziții prin offshore. Ca fenomen, deofshorizarea trebuie să fie întregii economii și nu doar sistemul exact, bancar. Exact, nu doar întregului sistem bancar. Cum să înțelegem noi mesajul venit de la FMI? Mesajul este foarte clar și simplu. Doriți finanțare din exterior, faceți ordine la voi acasă. Exact. De acord. Pentru asta e nevoie de competență, integritate, profesionalism. Scurt, câte 5 secunde. Mai putem spera că totuși lucrurile se vor schimba? Cu rămânerea acestei guvernări despre care FMI-ul spune că se pare că nu este de ajuns de competentă. 5 secunde, dacă îmi permiteți, depinde foarte mult de viitoarea guvernare a Băncii Naționale, pentru că până la urmă se va începe cu Banca Națională, sectorul bancar, beneficiarii finali. Total de acord, de la Banca Națională este prima șansă de la care pot porni schimbări. Dacă ratăm această șansă, evident că ratăm șansa de a realiza ceva și în alte sectoare. De aceea nu exclud și alte lucruri. Dacă nu vom pune acum o presiune pozitivă ca Banca Națională și noua conducere să-și facă meseria, ulterior alte forme de presiune pozitivă ar putea lua un caracter mult mai agitat. Domnul Brăzan, dumneavoastră plecați, dar totuși sperați că lucrurile s-au răschimbat? Sunt sigur că lucrurile se vor îmbunătăți, nu știu când, 5-10 ani. În Biblie trebuie să treacă 40 de ani ca să îmbunătățească lucrurile. Timp mai avem, dar lucrurile o să fie bine. Dar dacă ați candidat, înseamnă că sunteți dispus să reveniți în țară, da? Să vă implicați. Sunt dispus să revin și să mă implic într-un post apolitic, post tehnocratic, pentru a-mi aplica cunoștințele și energia pe care o am.
Vă dorim succes în acest sens. Eu mulțumesc foarte mult pentru această discuție. Cu siguranță vom mai reveni la ea după ce vom vedea primele decizii ale viitorului guvernator al BNM. Când vom afla rezultatele cele de-a doua etapă a investigației CRU. Da, vom avea încă parte de foarte multe subiecte pe care le vom discuta împreună. Noi ne vedem la Interpol, deja cu siguranță vom discuta cu deputata pe CRM Elena Bondarenko, singura deputată care a recunoscut în public și s-au propus bani, funcții, orice, numai să plece din fracțiunea pe CRM. Noapte bună, ne vedem mâine la ora 21. Sine.